Salutare, salutare și bun venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să schimbăm un pivot la un Ford Transit, o ruginătură. Suntem în Workington, în Anglia. O să vă prezint și garajul meu într-unul din videourile care o să le adaug. Deocamdată suntem foarte ocupați și trebuie să lucrăm. Nu am timp suficient să vă arăt, pentru că după cum puteți vedea și voi, afară parcarea este plină. Toate mașinile de acolo așteaptă să intre în garaj. O să încerc să vă prezint din ce în ce mai mult din viața mea aici în Anglia și cum este să dețin un garaj în Anglia. Credeți-mă, nu este ușor. Eu am venit aici angajat, dar hai să vorbim mai puțin despre mine. Am venit ca și angajat, dar nu vreau să vorbesc despre mine. Vreau să vorbim despre acest Ford, care este o ruginătură. Bine, dacă spui Anglia și spui mașină ruginită, este exact un foarte bun pleonasm, să spunem așa. Absolut totul este ruginit aici. Am curățat toate piulițele, le-am dat cu degripant și cred că putem să ne apucăm de treabă. Roata este dată jos, bineînțeles, mașina este pe elevator. O să începem prin a desface piulița de la planetară, pentru că o să trebuiască să întoarcem fuzeta să putem lucra la pivot. O să desfacem și capătul, piulița de la capătul de bară, după care o să îl înlăturăm ca să ne permită să întoarcem fuzeta. Totodată o să desfacem și piulița de sus de la amortizor care este pe bieleta antiruliu. Să știți că nu mă bâlbâi, doar că îmi vin foarte multe cuvinte în engleză și nu vreau să ziceți că nu mai știu să vorbesc românești, pentru că nu am uitat de unde am plecat și chiar vreau să vorbesc românește. Din acest motiv o să fac majoritatea filmulețelor în română cu o subtitrare în engleză. Dar hai să lăsăm vorbăria și să ne apucăm de treabă, pentru că am schimbat deja pe partea stângă la pasager. Avem deja acolo un pivot nou și am lucrat ceva la el, pentru că pur și simplu a fost totul foarte ruginit și totul a mers foarte, foarte greu. Așa că haide să ne apucăm de treabă, să vedem ce putem face pentru acest client. Dacă îl putem să-l ajutăm până la capăt. O parte este gata, mai avem partea dreaptă, partea șoferului. Îl avem și pe Gadi aici de față, care o să ne ajute. El este băiatul care lucrează cu mine și el o să mă ajute cu filmarea, o să mai îmi dea câteva chei la mână și așa mai departe. Așa că să începem. Ne apucăm de treabă. O să începem prin a desface piulița de la planetară prima dată. Avem nevoie de un patent, pentru că aici are o siguranță. Noi trebuie să îndepărtăm această siguranță prima dată, după care vom vedea ce se va întâmpla. Haideți să dăm drumul. Încercăm să o îndreptăm pentru a o putea folosi din nou, pentru că dacă am fi schimbat un rulment, această siguranță venea cu rulmentul, dar având în vedere că noi nu schimbăm rulment, o să o folosim tot pe cea veche. Multă lume spune că ar trebui să le înlocuim. Eu sunt de acord cu ei, dar aceste videouri care o să vi le prezint eu sunt videouri făcute să vă arăt în esență cum se face sau cum fac eu. Iar mai departe voi decideți cum vreți să munciți, cum vreți să lucrați, ce vreți exact voi să faceți. Așa că
Vă recomand să studiați problema înainte de a vă apuca, să vedeți dacă aveți sculele necesare, după care să dați drumul la treabă. Dacă vă veți lua după mine și veți strica ceva, să nu ziceți, bă, m-am uitat la ăla pe YouTube și ăla așa a făcut, dar uite că e un prost și mi s-a rupt și mi s-a făcut și la la la. Deci este, aceste videouri să fie doar pentru a vă arăta cum fac eu. Și eu, dacă voi rupe ceva sau voi strica, pentru că cu siguranță se vor rupe lucruri și se vor strica lucruri, o să mi le asum. Așa că hai să dăm drumul la treabă, că nu vreau să vă plictisesc. Am desfăcut planetara așa cum am spus. O să răsocesc fuzeta și o să continui prin a desface cu o tubulară de 24, de 22, cred eu, acest capăt de bară. Vom folosi pistolul acesta. O să vă las și un link în descriere pentru acest pistol. Eu îl dețin de aproximativ 3 ani de zile și nu am avut absolut nicio problemă. Îl vedeți cum arată. Este ok, își face treaba foarte bine, bateriile țin foarte mult, dar toate detaliile astea le puteți vedea în linkul din descriere. Eu o să vă pun exact de unde l-am cumpărat. Nu mai țin minte exact câți bani am dat pe el, dar întotdeauna am optat pentru scule de calitate, pentru că dacă ai scule de calitate și jobul pe care îl faci va fi mult mai ușor, pentru că nu se vor rupe și vor ține o lungă perioadă de timp. Așa cum puteți vedea, acest pistol este foarte puternic și funcționează foarte ok. Avem aici un ciocan care îl vom folosi să depresăm acest capăt de bară. Multă lume o să zică, de ce a bătut cu ciocan? Pentru că este foarte simplu, nu se întâmplă absolut nimic, poți distruge burduful sau poți distruge filetul dacă nu știi unde bați cu ciocanul. Însă eu am ales să bat cu ciocanul pentru că dacă băgam furculița de pivoți, distrugeam burduful. Și aici în Anglia, dacă ai burduful distrus, chiar dacă capătul de bară sau pivotul sau mai știu eu ce, bieleta antiruliu, nu are joc, dar burduful este spart, nu va trece la ITP sau la MOT, cum spunem noi aici. Din cauza asta am folosit ciocan. Avem capătul de bară desfăcut, așa cum am spus. Avem planetara desfăcută. O să continuăm prin a desface bieleta antiruliu. La bieleta antiruliu avem pe spate, să ținem contra, să nu se învârtă. Avem o să intre o cheie de 17 aici, o cheie fixă de 17, iar aici avem o piuliță cu de 19 mm, să folosim tubulara de 19. Putem ține contra și în interiorul șurubului cu un tors de 40, însă mie mi-a fost mult mai ușor să pun în spate o cheie fixă și să folosesc pistolul de desfăcut. Exact cum v-am spus, cheia de 17. Acum nu, să știți că nu toate bieletele de direcție sunt la fel. Vom vedea și dacă asta este la fel ca cea de pe partea cealaltă, pentru că pe partea cealaltă a intrat aceasta. O să încercăm să slăbim așa prima dată. Bineînțeles, se învârte exact cum am bănuit că se va întâmpla. Puteți vedea aici unde am băgat cheia, da? Deci cheia intră exact așa și poți ține contra, foarte simplu, foarte ușor.
Deocamdată totul este fain și frumos. Totul se desface cum trebuie. Mergem mai departe și vom desface pivotul. Nu uitați, de fiecare dată când lucrați, curățați șuruburile și după ce curățați șuruburile, întotdeauna adăugați WD-40 sau degripant sau ce vreți voi să folosiți, care face ca o piuliță să meargă mai ușor pe rugină sau mai știu ce mai se găsește prin România. Puteți să folosiți absolut ce doriți voi, nu este obligatoriu să folosiți WD-40. Eu folosesc WD-40 pentru că îl consider unul dintre cele mai bune produse pentru șuruburi blocate, piulițe și așa mai departe, și pentru rugini. Acum că avem totul desfăcut, vom pune cricul de cutie sub această fuzetă, vom ridica fuzeta puțin în sus, după care cu ciocanul vom lovi în partea de jos uitați că nu-mi vine, vedeți? Asta este un control arm, îi spunem noi în engleză, și aici în română se numea basculă. Avem cricul de cutie, îl răsucim să vedem și noi, să avem pedala la îndemână. Mare atenție când mașina este pe elevator, încercați să observați absolut tot ce se întâmplă și niciodată nu forțați foarte mult să ridicați mașina foarte mult, pentru că nu este indicat. Nu știți niciodată ce se poate întâmpla. Adică se poate să cadă mașina de pe elevator și nu cred că cineva își dorește chestia asta. Așa cum puteți vedea, l-am tratat cu câteva ciocane sănătoase, după care el a sărit din basculă. Mai departe vom înlătura șaiba de la planetară. Sper eu să și iasă ușor. Foarte simplu este să folosiți un magnet, împingeți un pic în planetară, folosim magnetul, trageți șaiba afară, o puneți aici lângă voi să nu o pierdeți, după care vom procede în a scoate planetara din fuzetă. O vom împinge întotdeauna spre în față, pentru că vom întoarce fuzeta spre stânga, în cazul meu, și o vom lăsa să stea pe bascul. Așa cum puteți vedea, cam display please. Acum avem acces la pivot. Acest cablu de senzor de ABS este puțin în calea noastră de acces la pivot, însă nu o să-l desfac pentru că acest șurub este foarte ruginit, nu se poate numi șurub, e ceva acolo, nu știu cum să vi-l spun. Ce ar fi asta și știu cum să-l scot afară, dar nu este despre asta vorba, este despre acest pivot care, îl vedeți, este terminat, are joc, nu știu dacă voi l-auziți, dar sper să se audă. Așa că vom începe până înlăturarea acestei siguranțe. Deja avem foarte mult degripant pus aici de când am început să facem lucrarea și cât v-am povestit eu despre ce o să facem astăzi.
și sperăm că totul va funcționa așa cum îmi doresc eu. Prima dată și prima dată, din cauza că este foarte ruginit, o să utilizez o dăltiță cu un ciocan și o să încerc să mișc un pic siguranța de pe loc, să nu stric cleștele de siguranță. După cum puteți vedea, siguranța a ieșit foarte ușor. Nici nu o să folosesc cleștele, pentru că este foarte ruginită, nu mai are absolut nicio forță de strângere și chiar nu este nevoie să folosim cleștele, ea a sărit afară. O să o aruncăm pe jos, pentru că această siguranță vine în kitul de pivot și nu va trebui să o folosim pe cea veche. Și nici nu este indicat, nu vă recomand să folosiți siguranța veche. Mai departe, eu am să folosesc această torță cu gaz. Nu este un gaz normal, este ceva care arde la o temperatură mai mare. O să încep să încălzesc un pic aici, pentru că metalul se dilată atunci când se încălzește. Și dacă el se dilată, automat mă va permite să scot pivotul afară foarte ușor. Nu va trebui să muncesc foarte mult pentru a face chestia asta. Mare atenție când încingeți cu ceva flacără, dacă nu aveți un încălzitor prin inducție, mare atenție la ce aveți prin preajmă, cum ar fi cablul de ABS, rulmentul și așa mai departe. Încercați să țineți torța cât mai la subiect, să spunem așa, ca să nu stricăm ce avem pe lângă, da? Așa cum puteți vedea, cam ieri, este foarte, foarte fierbinte aici totul. Acum o să-l batem afară. De data asta să știți că am avut foarte mult noroc, că a ieșit foarte ușor afară. Și nu ne-am chinuit foarte mult. Mare grijă, pentru că încă este fierbinte. În cauza faptului că noul pivot nu vine cu această protecție care protejează burduful pivotului de căldura care este degajată de disc, o să trebuiască să folosim tot pe aceasta. Însă o să o lăsăm un pic să se răcească, pentru că frige foarte tare și nu pot să-l țin în mână. O să continui prin a curăța foarte bine gaura în care intră pivotul cu o perie de sârmă pe bormașină, după care voi aplica puțină vaselină și vă voi arăta cum exact intră pivotul acolo. Am curățat foarte bine locul în care se va duce pivotul, în care va intra pivotul. Este foarte important, v-am spus mai devreme că avem această protecție. După cum vedeți, această protecție are o gaură aici, iar această gaură trebuie să vină în acest pin care este pe fuzetă, să o țină în poziție, să nu se mute de aici, pentru că asta protejează burduful pivotului de căldura generată de disc. So, întotdeauna încercați să o puneți în poziția în care trebuie, adică așa. Nu o puteți pune, o puteți pune într-o altă poziție, însă nu va fi de folos. Avem aici pivotul. Care mie îmi place să-l dau cu vaselină foarte bine și foarte din abundență, că nu strică. Va fi ușor să-l scot afară dacă va trebui să-l scot în viitor, dacă clientul va veni la mine și va vrea altceva să fie făcut la mașină. Eu pot să dau pivotul ăsta jos foarte ușor. Cum îl voi pune la loc?
Păi o să-l pun românește. Avem un cilindru care intră pe pivot perfect, exact aceeași dimensiune. Pivotul intră prima dată pe fuzetă. Întotdeauna asigurați-vă că această gaură este în dreptul acelui pin. Cum faceți asta? Foarte simplu. Ridicăm în sus și încercăm să învârtim de el. Dacă nu se mai învârte, înseamnă că e în poziție. După care împingem pivotul un pic în sus. Putem să-l ajutăm ca să stea în poziție, să nu se mai miște, să mă lase să-mi fac eu treaba. Îl atingem un pic cu un ciocan. După care vom lua cilindru, vom pune cilindru pe buza pivotului. Trebuie să trag un pic fuzeta mai afară ca să-mi permită să fac ceea ce vreau să vă arăt. După care lovim cu ciocanul. Întotdeauna verificăm ca această protecție să fie în poziția în care trebuie. Ea nu va sta acolo, sunt sigur, va cădea, dar o să verific din nou după câteva. Ciocane. Să știți că intră foarte ușor. Eu nu vreau să bat foarte tare, pentru că vreau să mă asigur că această protecție este în poziția în care trebuie. Și totodată că nu distrug burduful pivotului. Așadar, tabla este în poziție. Vedeți foarte bine că protejează cauciucul sau burduful pivotului. Acum urmează să punem siguranța. Siguranța, întotdeauna v-am spus, siguranța trebuie să fie nouă. Dacă nu este nouă, există riscul să nu fie la fel de puternică și să strângă cum trebuie, iar pivotul să sară afară. De fapt, și de drept, acest pivot stă aici, în această siguranță, pentru că ați văzut, l-am putut bate foarte ușor. Adică el va ieși foarte ușor. Dacă în caz că se întâmplă ceva, el va ieși foarte ușor afară. Așa că întotdeauna vă recomand să folosiți siguranțele noi, nu pe cele vechi. Sau dacă aveți una veche în bune condiții, da, dar pivotul vine cu siguranță nouă, așa că nu trebuie să... A intrat siguranța foarte bine și foarte, foarte ușor. După care vom verifica din nou cu ciocanul cu găltița, dacă este în poziția în care trebuie. Da, este cum trebuie acolo. Iar acum o să încep să montez la loc. Cum o să montez la loc? Exact procesul invers de cum am demontat. Este foarte simplu. Voi întoarce această fuzetă, voi introduce planetara în fuzetă, după care voi băga pivotul în basculă, capăt de bară, pieletă antiruliu și cam asta este, roată la loc și cam asta este. Ca și timp de lucru, pentru mine a fost undeva la... Cu pus mașina pe elevator, dat roată jos, cât am vorbit și cu voi, undeva la vreo 40 de minute. În ideea în care totul s-a desfăcut și totul a fost foarte, foarte bine și foarte frumos. Dar se întâmplă să nu se desfacă, să se rupă și așa mai departe. Însă eu am fost norocos astăzi, lucru care nu se întâmplă foarte des, vreau să vă spun. Însă, hai să-i dăm drumul la treabă, să punem totul la loc.
Mare atenție când trageți să puneți planetara în loc. Aveți grijă de acest furtun de la frână, că nu este foarte lung și îl puteți rupe de aici, pentru că aici nu este, intră într-o conductă foarte, foarte subțire, după care în această piuliță care se fixează pe etrier și este foarte, foarte fragil. Aveți mare grijă cu acest furtun. Vom lăsa bascula în jos, împingem pivotul. Și pivotul este la loc. Vom adăuga piulița. Pentru moment, doar să fie, să nu iasă afară, să stea în poziție. Același lucru vom face și cu acest pivot, acest capăt de bară. Același lucru vom face și cu planetara. Nu uitați, am spus șaibă, după care piuliță. Nu uitați acea șaibă, da? Este foarte important să nu uităm de ea. Avem aici piulița de la capătul de bară. Și acum să începem să le strângem. În toate filmulețele pe care le voi face, veți vedea că folosesc în majoritatea timpului acest pistol. Acest pistol este, am verificat cam ce putere de strângere are și întotdeauna îl setez în funcție de ce am nevoie să fac. Am aici patru trepte de reglaj. Puteți vedea, 1, 2, 3, 4, are și Bluetooth, are și mai multe chestii care, sincer să vă spun, nu le folosesc. Dar întotdeauna încerc să setez pistolul pe ce am de făcut, iar întotdeauna verific după ce am folosit pistolul. Niciodată nu strâng la maxim cu pistolul. Întotdeauna voi apropia, după care voi strânge cu un cricket sau, după caz, cu cheia dinamometrică. Vă recomand să folosiți cheia dinamometrică. Am strâns capătul de bară atât cât am considerat eu că trebuie strâns cu pistolul. Voi strânge și am strâns și pivotul la fel. Exact cât am considerat eu că trebuie strâns cu pistolul, după care voi verifica. Acum urmează să strângem și bieleta antiruliu. Ne va trebui din nou cheia de 17 ca să ținem contra în spate. Punem piulița. Nu știu dacă ați observat, dar eu am strâns această bieletă antiruliu până la un moment dat, după care am scos cheia afară. Și vă spun și de ce am scos cheia afară, că este un lucru foarte important, sau cel puțin aici unde se verifică aceste lucruri, unde chiar se verifică aceste lucruri, să spun așa. Dacă noi ținem cheia în acea poziție, da, când strângem, ce se va întâmpla? Burduful se va duce în spate. Da? Asta înseamnă un, cum zicem aici, un fail la MOT, pentru că acel burduf nu va mai opri mizeria, praful, apa și așa mai departe să intre în pivot, să spunem așa, sau în, da, îi spunem pivot. Deci nu va mai fi eficient. Chiar dacă nu va avea joc imediat, în timp va face joc. Așa că întotdeauna când strângeți, încercați să apropiați și când simțiți cea mai mică tensiune în cheie, trageți cheia afară și continuați cu pistolul. Pentru că ea nu se va mai învârti. Și bineînțeles, dacă veți curăța înainte, odată ce piulița a ieșit afară, va intra foarte ușor. Ok? Deci avem capătul de bară
care este strâns, avem pivotul care este strâns. Încă o dată vă spun și vă repet, verificați după ce ați strâns ceva. Luați cheie dinamometrică, există atât de multe programe, se găsesc absolut pe internet, peste tot. Puteți să luați o auto data asta, să știți forțele de strângere și așa mai departe. Și verificați-le întotdeauna. Vă salvează de cele mai multe ori. Sau dacă nu de cele mai multe ori, de fiecare dată. Încă o dată, avem capătul de bară strâns. Avem bieleta antiroliu strânsă. Avem pivotul strâns. Ne-a rămas să strângem planetara. Haideți să strângem planetara, după care eu o să fac verificarea de care v-am spus, punem roata și cam asta ar fi, cum zicem noi aici, job done. Sau treaba terminată, sau mașina reparată. După ce am pus pilulita și am strâns-o, nu uitați să puneți această siguranță împreună cu acest pin ca să ne țină pilulita în poziție, să nu îi permită să se desfacă. Așadar, cu aceste fiind spuse, o să închid filmarea. O să mă apuc cu cheia dinamometrică să verific absolut tot ce am desfăcut și am strâns la loc, să fiu sigur că totul este ok, după care voi pune roata, voi lăsa mașina jos de pe elevator și cam asta ar fi. După care o să sun clientul să încasez bani. Vă mulțumesc, nu uitați dacă filmulețul v-a plăcut să apăsați butonul like și subscribe și de ce nu un share, o să mă ajute foarte mult. Iar o să fac tot posibilul să răspund absolut tuturor întrebărilor pe care o să mi le adresați pe canal. O să fac tot posibilul să răspund la absolut toate întrebările și la absolut toate comentariile. Vă mulțumesc frumos și să aveți o zi cât mai bună.